Emisiune sponsorizată de Clinica Dental Med. Mă bucur să ne întâlnim din nou la Diferențe și Esențe și să discutăm pe larg despre diferențele specifice în cazul anumitor produse, servicii sau branduri. Diferențe prin care acestea se poziționează și se definesc. În cadrul emisiunii noastre Diferențe și Esențe, așa cum știți, am discutat de multe ori despre diferite tratamente, proceduri și materiale din medicină și am realizat și multe emisiuni de stomatologie. Este și cazul acestei ediții Diferențe și Esențe, în care ne-am propus să aflăm mai multe despre coroanele dentare în cazul copiilor, pentru că da, uneori și copiii au nevoie de coroane dentare. Când anume? Când au carii profunde? Cât de profunde și ce coroane dentare s-ar recomanda copiilor, coroane metaloceramice sau coroane de zirconiu. Despre toate acestea am stat de vorbă cu domnul dr. Mirel Toma, doctor în științe medicale, medic dentist pedodont în cadrul clinicii Dental Med. Vă invităm așadar să urmăriți o nouă ediție Diferențe și Esențe. Puteți să urmăriți emisiunea noastră online pe diferențeșiesence.ro și pe pagina noastră de Facebook. Și nu uitați că Diferențe și Esențe este un proiect tare drag nou pe care îl găsiți și pe platforma ACC Media Channel. Este o platformă cu emisiuni pentru sănătatea dumneavoastră și a familiei dumneavoastră, emisiuni bine documentate, cu informații validate de specialiști de top. Vă dorim multă sănătate și aveți grijă de zâmbetul vostru și de zâmbetul copiilor voștri. Nu întotdeauna dinții copiilor sunt albi, frumoși și sănătoși. Uneori, cei mici se confruntă cu probleme stomatologice care necesită tratamente specifice și complexe. Uneori, dinții copiilor sunt galbeni, extrem de galbeni. De ce anume și ce se poate face în aceste situații? Dinții foarte colorați, foarte negri, foarte maroni, nu înseamnă întotdeauna carie. Sunt situații în care acești dinți prezintă colorații, la fel ca și la adulți. Sigur că motivele sunt altele. În general, la copii există anumite specii bacteriene din cavitatea orală care fixează coloranții alimentari și, sigur, datorită igienei discutabile pe care ei o au pe locuri, aceste colorații pot fi și un indicator al periajului dentar. De multe ori, pe suprafața externă a dinților, care sunt și vizibili, se văd curățați și frumos, iar prin interior, unde periajul se face mai greu, pot să apară închiși. Sigur că atunci când există lipsă de substanță, adică parte din dinte nu există, leziuni carioase cavitare vizibil, sigur că acolo e o problemă carioasă și cauza și implicit și tratamentul este altul. Așadar, și dinții de lapte ai copiilor se tratează. Nu se scot așa pur și simplu, fără a sta prea mult pe gânduri în ideea că oricum sunt dinți de lapte, oricum vor cădea și oricum vor crește alții. În privința tratamentelor stomatologice pentru copii, care este specificul acestora? Cum trebuie explicat părinților faptul că acestea sunt necesare și ce pot presupune aceste tratamente pedodontice? Un examen obiectiv, precum e radiografia dentară, ne relevă faptul că acel dinte poate fi sau nu tratat, fie că se face un tratament de canal sau nu, acestor dinți foarte afectați, ei pot fi mai departe restaurați folosind coroane dentare. Așadar, există coroane dentare și pentru copii. Dar de ce trebuie recurs și la copii la coroane dentare, dat fiind faptul că ei urmează totuși să-și schimbe dinții de lapte și să aibă dinți definitivi? Coroanele dentare sunt disponibile pentru toți dinții de lapte. Sigur că cel mai frecvent, întorcându-ne puțin la discuția despre care asta se referă pe cocea copilăriei, au adresabilitate către dinții frontali, inferiori, dar nu de puține ori și către zona laterală și acolo este foarte important ca un dinte care a suferit o distrucție coronară mare, fie că este tratat sau nu pulpar, să fie acoperit cu o coroană și datorită faptului că acel dinte se va schimba mult mai târziu, respectiv între 9 și 12 ani, dar și datorită faptului că acolo, mai ales după vârsta de 6 ani, când derupe și molarul definitiv, forțele de masticație sunt foarte mari și o obturație, o plombă întinsă s-ar fractura. Ori de câte ori distrucția coronară este mare sau există un tratament
pulpar al nervului, este recomandat ca acel dinte, la fel ca și la adult, să fie acoperit cu o coroană de înveliș. Și ele pot fi pentru zona laterală foarte eficiente, cele metalice și foarte ușor de utilizat, sau la fel ca și în zona laterală, coroane de zircon fizionomice. Când recomandați, concret, să se recurgă la coroanele dentare în cazul copiilor? Vorbeați de coroanele metaloceramice și de coroanele de zirconiu. Când se recurge la un tip și când la celălalt? Ori de câte ori situația o impune, respectiv distrucție coronară foarte mare a dinților, traumatisme sau carii profunde care au afectat nervul și se face un tratament pulpar, dintele este recomandabil să fie restaurat printr-o coroană de înveliș. În stomatologia pediatrică, aceste coroane sunt de două feluri. Cele metalice, care sunt foarte vechi, au trecut proba timpului și sunt foarte eficiente, simplu de utilizat, ușor de aplicat și au un cost relativ rezonabil. Și cumva mai nou, coroanele de zirconiu, care se adresează atât molarilor cât și dinților frontali și care pot fi aplicați pentru restaurări estetice în zona frontală la copii cu afectări multiple. Un bun exemplu de coroană dentară este pe acest model pe care îl folosim de obicei în discuția cu pacienții, în care sunt exemplificate două coroane de înveliș pentru zona molară, pentru zona laterală, respectiv coroanele metalice care au culoarea instrumentarului formate din aliaje metalice și cele din zirconiu, care necesită o tehnică mai specială de aplicare, au o grosime mai mare și sunt situații în care nu pot fi aplicate. Sunt coroane dentare care au apărut ca o necesitate undeva în anii 60 în America și care au fost sigur perfecționate de-a lungul timpului și care se folosesc astăzi pe scară foarte, foarte largă. Sunt foarte larg răspândite. De fapt, coroanele metalice, mai ales pentru molari temporari, sunt cele mai răspândite coroane pedodontice. Iar coroanele de zirconiu se aplică pe dinții din față? Pentru zona anterioară există două metode de restaurare. Prima dintre ele este o metodă relativ clasică în care același dinte cu aceeași distrucție, asta vreau să subliniez, poate fi restaurat fie prin acele coroane de compozit extemporaneu, adică făcute de medicul respectiv cu anumite cape, fie se aplică aceste coroane de înveliș și într-un caz și celălalt rezultatele sunt similare. Există o oarecare reticență vis-a-vis de fizionomie. În general, coroanele de zirconiu se aplică pe dinții frontali, care de cele mai multe ori sunt afectați de cariile acestea severe ale copilăriei, precoce ale copilăriei, la vârste foarte, foarte mici, unde copiii sunt tratați cu anestezie generală. Și atunci există posibilitatea clinică să aplicăm aceste coroane. În cabinet, de obicei, este mult mai greu, iar pentru zona frontală, în jurul vârstei de 7-8 ani, încep și se schimbă acești dinți, mai ales superior, și atunci timpul dacă un copil vine la 6 ani, nu putem să punem coroane pentru încă un an. Dar de ce nu se folosesc coroanele de zirconiu și în părțile laterale? Pentru faptul că acei dinți, nevăzându-se, pretențiile estetice sunt mai mici? Pentru zona laterală, coroanele metalice sunt cele mai utilizate pentru că ele necesită un sacrificiu mai mic de tehnic, practic sunt mai ușor de aplicat. Și atunci sunt foarte uzuale pentru noi. Înțelegem prin urmare că și copiii pot avea nevoie de coroane dentare și sunt situații în care chiar trebuie recurs la acestea. Atunci când situația clinică o impune, distrucții coronare mari, întinse, traumatisme, dinți cu carii profunde, este nevoie, și sigur se pot salva acești dinți, este nevoie ca la final ei să poată să fie restaurați, să-și reia funcția în cavitatea orală și să se exfolieze, adică să se piardă la vârsta la care ei se pierd, în mod normal. Și de aceea, atunci când distrucția este foarte mare, de multe ori, indicația, la fel ca și la adulți, mai ales în cazul dinților tratați pulpar, este de a se aplica o coroană dentară. Am înțeles așadar care sunt diferențele și recomandările în cazul coroanelor metaloceramice și în cazul coroanelor de zirconiu pentru copii. Dar ce este de preferat?
Sau, mai bine spus, ce preferă părinții, coroanele de zirconiu? În ultima vreme, pentru că cerințele estetice sunt în creștere, atât la adulți cât și la copii, au apărut aceste coroane de zirconiu, care sunt în uz de aproximativ 10 ani și care sunt foarte estetice, sigur au limitările lor în utilizare, au un cost relativ mai mare și da, se pot folosi și la copii. Există coroane de zirconiu atât pentru zona anterioară și se folosesc de foarte multe ori în restaurările estetice ale cariilor severe precoce ale copilăriei și coroane de molari care se pot folosesc în zona laterală și acolo unde există, eu știu, exigențe fizionomice și sigur și posibilități clinice, se aplică aceste coroane de zirconiu și pe zonele laterale. Dar părinților care nu sunt convinși că trebuie tratați și dinții de lapte ai copiilor lor, ce le-ați spune? Cum le-ați explica faptul că uneori copiii pot avea nevoie chiar și de coroane dentare? Una din problemele cu care ne întâlnim destul de des este atitudinea veche și încă perpetuată. Gata, s-a cariat dintele respectiv, îl scoate, mai ales că e un dinte de lapte. Părinții trebuie să înțeleagă că aici există consecințe imediate, precum masticația, migrarea celor ras dinți pe care sigur le putem controla prin tehnicile pe care le avem, respectiv menținătoare de spațiu, coroane și așa mai departe. Însă, mai departe, dacă aceste probleme nu sunt controlate și tratate, ajung să fie o problemă ortodontică, greu și foarte dificil de rezolvat, mai ales că vârsta la care e recomandabil să se meargă la ortodont este 8-9 ani, o vârstă preadolescenței, la care necesitatea purtării unui aparat pe perioade lungi de timp poate să facă din vârsta asta să aducă o pată, știu, sau o memorie neplăcută. Deși în trecut era văzut ca un handicap sau poate ca o problemă purtarea unui aparat și se mai păstrează și astăzi atitudinea asta, în general tinerii de ziua de astăzi acceptă purtarea unui aparat și e cumva la modă. Unii dintre ei chiar solicită, chiar și când nu e nevoie. Sigur că aceste recomandări sunt făcute de către un medic ortodont. Așadar, pentru a evita diferitele probleme stomatologice cu care copilul dumneavoastră ar putea să se confrunte în viitor, probleme a căror rezolvare ar putea presupune un timp mai lung și costuri mai mari, ar trebui să urmați sfaturile medicilor pedodonți. Vă mulțumim tare mult pentru că urmăriți emisiunile noastre și, dacă doriți, vă invităm să dați like paginii noastre de Facebook și să vă abonați la canalul nostru de YouTube. Și nu uitați că Diferențe și Esențe este un proiect ACC Media Channel, iar ACC asta înseamnă Arena Content Communications, comunicare prin conținut de calitate, pentru că noi ne dorim să oferim publicului emisiuni bine documentate cu informații validate de cei mai buni specialiști din domeniile lor de activitate. Vă mulțumim că ne urmăriți și vă dorim multă sănătate. Aveți grijă de voi și de zâmbetul celor dragi! Emisiune sponsorizată de Clinica Dental Med.